În cadrul liceului Petru cel Cel din municipiul Târgoviște, profesorul de religie Adrian Baicu și totodată cel care i-a fost consilier PSD-istului Cristi Stan este recunoscut a fi agresiv în limbaj, dar și în comportament. Acum colegii săi nu se feresc să recunoască acest lucru. Pentru că avem niște profesori toși. Vă cer și recințiți și niște jigodii ordinare. Puteți să transmite de partea mea? Are uneori descoperi, dar nu pot să spun că este violent cu elevii. Nu a fost frumos. Nu. Cadrul didactic trebuie să fie un exemplu pentru elevi, nu? Da, da. Directorul instituției de învățământ nu este foarte grăbit în declarații și preferă să aștepte sancțiunile superiorilor, mai ales după ce comportamentul profesorului de religie a fost făcut public și este blamat de o țară întreagă. Consiliul de administrație o să constituie o comisie de disciplină, după care se va face un raport și Consiliul de administrație va lua hotărârea. Nu mi s-au adus plângeri din partea elevilor scris. Au mai fost așa, eu știu... Dar nu mi s-a adus niciodată scris. Nu, normal trebuia să aducă scris. Ce? Nu mai fost așa? Mă rog, legat de uniformă, de divers. Când a crezut că jurnaliștii noștri au închis camera, directorul a devenit brusc, mai vorbăreț. Nu mi-a... mai primit plângeri, reclamații? Deci, scris n-am primit nimic, însă au mai spus, ce domne, n-au bruscat sau... Dar nu, trebuia să-mi spună, să-mi spună scris. În ultimele două zile, Baicu este de negăsit și nici la telefon nu poate fi contactat și elevii recunosc comportamentul agresiv al profesorului. Mai are momente când se enervează pur și simplu, da, poate i-a provocat, l-a provocat. De ceilalți profesori că sunt proști nesimțiți, se pare ok? Nu, dar nu. Nu crezi că un profesor ar trebui să fie un exemplu pentru voi? Păi da. Mai are altercații cu unele fete. Nu mi se pare chiar corect ce a făcut. Cu câteva fete la mine în clasă s-a mai comportat așa. Nesimțite. Ai ridicat tonul câteodată. Poartă cu voi. Ne bate. Inspectorii școlari au mers în inspecție tematică la liceul Petru cel Cel pentru a se întâlni cu elevii care au fost jigniți și batjocoriți de profesorul de religie Adrian Baicu. Vom face o cercetare și vom vedea ce se întâmplă. Este un comportament regretabil. Se va întâlni comisia, vom lua legătura cu elevii și vom analiza cazul respectiv. Înregistrarea respectivă este o probă împotriva lui, se spune. Este. Ce riscă, domnul profesor? De la mostrare la desfăcerea contractului de muncă. Însuși, domnul profesor a spus că sunt într-adevăr cuvintele dumnealui pe acea înregistrare, că sunt cuvinte din Dex. Dexul e larg, are foarte multe cuvinte, nu înseamnă că pe toate le putem folosi în fața elevilor sau le putem folosi la adresa colegilor noștri. Pentru că, fac o paranteză aici ca să vă expun o părere personală, comportamentul dumnealui nu are absolut nicio scuză. Nicio scuză, putea să fie nervos, supărat, necăjit. Nu așa se vorbește cu cu elevii și despre colegii tăi profesori. Destui oameni care n-au ce căuta în fața elevilor. Soarta lui Baicu va fi decisă în comisia de disciplină întrunită la nivelul instituției de învățământ, însă nu este posibil ca un astfel de profesor să mai stea în fața elevilor. Cei care au văzut materialul făcut public de MDI-TV cer indignați desfacerea contractului de muncă al așa zisului profesor de religie. Într-o instituție de învățământ trebuie să perpetuăm un model de aplanare a conflictului, de... argumentare a ceea ce dorim să susținem, dar fără a folosi cuvinte jignitoare, fără a folosi un ton necorespunzător. Doamne, totdeauna, ca profesor, trebuie să te cenzurezi, pentru că dai mai departe un model.